Continuăm emisiunea și vorbim despre toate aceste probleme legate de poliția locală, de ridicarea tarabelor comercianților și despre toate celelalte schimbări din ultima vreme. Domnule Roșioru, o să continui cu mesajele telespectatorilor. Spune cineva, un agent de pază nu poate legitima, sancționa sau chema părinții la sediul poliției locale pentru a le aduce la cunoștință ce au făcut copiii lor. Iar dacă se întâmplă ceva în școli și trimit tot la cunoștință, da, probabil că s-a încurcat puțin în idei telespectatorul, dacă se întâmplă ceva în școli, le trimit tot polițiștilor, cred că vrea să spună, da, aceste situații. Deci până la urmă tot poliția locală va trebui să se ocupe, cu toate că vor rămâne da, foarte puțin și iar va fi greu. Poliția locală și gardienii publici au lucrat foarte bine și au colaborat foarte bine, se știu, se cunosc. V-am spus, eu cred că ar trebui să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Un alt telespectator vă întreabă ce părere aveți despre domnul Tescaru. Sunteți, ați votat împotriva solicitării primarului Constantin Toma de, da, de a-și depune domnul Tescaru demisia. Dumneavoastră n-ați fost de acord. Ați considerat că domnul Tescaru e bine unde este la compania de apă. Așa că vă rog să-i răspundeți telespectatorului ce părere aveți despre domnul Tescaru. Da. Eu am fost un opozant și știți foarte bine împotriva taxei pe apa meteorică. Pe apa meteorică. Am făcut și un proiect de ieftinire a acestei taxe. Am fost împotriva scumpirii acestei scumpirii apei, pentru că avem o apă foarte scumpă. Eu cred că domnul primar și noi, noul Consiliu Local, primul lucru care trebuia făcut, trebuia să-l aducem, să aducem această conducere și acest manager și să trasăm această sarcină, să ieftenească în primul rând această apă a buzoienilor și să fie la o calitate pe măsura prețului. Să discutăm, să dialogăm. Din câte am văzut, manageriatul domnului Tescaru, prin atragerea de fonduri la această companie, a fost excelent. Dumneavoastră ați uimit prin votul pe care l-ați dat, pentru că v-a schimbat așa atitudinea. Nu, eu diametral opus. Nu, eu nu mi-am schimbat. Atitudinea este aceea, dar lucrurile trebuie să făcute cu cap. În primul și în primul rând, haideți să trasăm aceste sarcini, vedem ce nu face acest domn și pe urmă trebuie schimbat. Dar vă spun că aici există și planează o suspiciune că se urmărește altceva decât prin schimbarea domnului Tescaru, decât a eficientiza această companie. De fapt, aici sunt deja da, vă gândiți că directorul este deja hotărât. Dar deocamdată vorbim despre suspiciuni, despre zvonuri. Suspiciunile sunt clare că interesează mai mult partea materială. Sunt oameni care sunt pregătiți să preia această companie, fac parte dintr-o altă conspirațiune și dintr-o altă. Și eu cred că trebuie să fim foarte atenți. Haideți să facem lucrurile așa cum ar trebui făcute. Întâi să responsabilizăm oamenii, directorii, managerii și în momentul când nu-și fac datoria, atunci să-i schimbăm. Domnule Roșioru, cred că până la urmă nimănui nu i-ar păsa că este domnul Tescaru sau că este un alt domn dintr-o conspirație, cum da, a spus dumneavoastră, sigur, dacă da, nu apa ar fi de calitate și ar avea un preț decent. Asta trebuie să facem. Noi asta trebuie să facem. Nu trebuie să schimbăm managerii. Schimbăm, facem experiențe. Nu, noi trebuie să responsabilizăm acest oameni. Primul și primul lucru, în prima ședință, domnul Tescaru, domnilor directori, haideți să ieftinim apa și să nu mai curgă. Pare așa o glumă ceea ce spuneți acum. Păi, ce trebuie făcut în administrație? Ce credeți că vă va spune dumneavoastră domnul Tescaru dacă îi veți spune haideți să ieftinim apa? Păi, ați auzit de nenumărate ori că apa trebuie aceea este prețul, apei este scris în niște documente și nu se poate modifica. Domnul primar și domnii consilieri actuali trebuie să știe că tot ei au votat scumpirea apei cu un an în urmă.
tot consilierii PSD au votat această scumpire, care unii dintre ei se regăsește și acum în actualul Consiliu Local. De ce nu luăm lucrurile așa cum ar trebui luate? Asta este părerea mea. Eu nu am nimic cu nimeni. Nici nu mă cunosc cu domnul Tescaru. Dar lucrurile așa trebuie să făcute. Trebuia să fie chemat, trebuia să fie întrebat, să ne expună un plan de un proiect de viitor, să vedem cum putem rezolva această problemă și nemulțumirea oamenilor. Proiectul este întocmit pe mulți ani de acum înainte. Sigur că da. Ce părere aveți despre disponibilizările funcționarilor publici care se anunță? Se schimbă organigrama, 500 de oameni, printre care 300 de polițiști locali, vor rămâne fără locuri de muncă, se pare. Trebuie văzut acel om de ce a fost angajat, ce atribuțiuni are, dacă mai este eficient, trebuie să-i se aducă la cunoștință lucrul acesta și dacă nu, să restructureze acest post. Dar eu cred că aceste angajări s-au făcut conform organigramei, nu s-au făcut ilegal nici la poliția locală, nici la gardienii publici, nici în primărie, la nicio, dar poate la companii sau la societăți care aparțin Consiliului Local să fie un număr mult mai mare. Dar eu nu cred că în primărie s-au făcut angajări așa fără să nu fie votate și votată această organigramă. Un alt telespectator întreabă cu ce se ocupă domnul consilier în particular. Da, în particular sunt dezvoltator imobiliar, am afaceri imobiliare pe București și colaborări cu diferite firme. Un agent de pază are salariu minim 1200 de lei, iar un gardian public cel puțin 2000 de lei. Asta ar însemna că s-ar face o mare economie angajându-i pe agenții de pază în locul polițiștilor locali. Dacă este real, chiar vom verifica, pentru că atunci se explică de ce se dorește acest schimb. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara. Spuneți. Toată stima pentru invitatul dumneavoastră. Un asemenea om, cu gândirea dumnealui, este foarte eficient pentru buzoieni. Toată admirația. Da, lucrez la poliția locală. Sunt în sistem de 22 de ani. Fără nicio abatere, fără niciun eveniment. Nu știu cum se poate pune în balanță eficiența unui polițist local cu a unui agent de pază. Oare siguranța copiilor poate fi pusă în balanță? Chiar în zilele noastre, când peste tot lumea așa măsuri de securitate, de siguranță, Buzăul ia măsuri invers, copiii noștri nu opresc. Domnul Toma a spus pe post că s-au transformat școlile în unități militare. În unități militare. Corect. Acest lucru, pentru cine gândește, este un lucru bun. Copiii noștri sunt în siguranță. Acum 2 ani, pe un post național, Buzăul era lăudat pentru această inițiativă. Mă scuzați în emoții. Vă ascultăm. Deci asta am vrut să vă spun. Și v-am ascultat un pic mai devreme o întrebare. Nu, un polițist local, deci ca mine, de 22 de ani, cu toate treptele și gradațiile, în momentul de față are un salariu de bază de 1500 de lei, cu spor de vechime inclus și toate gradele. 1500 înțelegi? Și cu sporul 1500. De vechime și toate gradele. Corect! Faceți și dumneavoastră socoteala să vedeți, în momentul când se exclud acestea, la ce salariu rămâne? Este minim pe economie. Nici minim pe economie, vă spun că am toate gradele profesionale. Sunt drepturile mele. Ce salariu ați avut până acum? Cu norma de hrană, cât era salariul dumneavoastră? Cu norma de hrană era 2000 de lei. 2000 de lei? Păi norma de hrană era doar 500 de lei? Păi nu, că din acești bani se opresc. Ce se opresc? Iar salariul în mână pe care îl luam era 2000 de lei. Iar acum, fără normă de hrană, o să fie în jur de 1000 de lei.
1000 de lei. Vă dați seama că 1100. Se spun atâtea și sunt dovezi. Oricând se poate aduce un fluturaș. În ce poziție lucrați la poliția locală? La pază? Deci urmează să fiți și dumneavoastră disponibilizată? Păi da, așa se pare. Pentru că nu înțeleg. Eu vă asigur paza unui obiectiv. Nu are rost să sun. De 17 ani. Acel obiectiv aduce bani primăriei. Deci nu lucrez la o unitate școlară. Deci nu înțeleg. E ceva... Nu pot să înțelegi. Deci noi aducem bani în primărie și am adus de 17 ani. Iar acele angajări ilegale, cum să fie ilegal? Că nu a trebuit o singură semnătură. Au fost multe semnături atunci când am fost bine. Noi am fost transferați de la gardien la poliția comunitară, cei vechi. De la comunitară la poliția locală, deci nu m-a angajat nimeni ilegal. Am dat examene. Ați dat examene. Ceea ce aș vrea să știu este dacă dumneavoastră, colegii dumneavoastră, sunteți foarte mulți, câteva sute, ați fost până acum, ați fost la primar, dar v-ați gândit la vreo formă de a protesta în aceste zile, de a vă opune unor decizii pe care le considerați abuzive? Oricât ai încerca să te opui, atunci când se dorește ceva, argumentele poate sunt ineficiente. Dar e prima dată când văd pe cineva care înțelege perfect ideea. De asta îl admir pe domnul Roșioru și îi mulțumim că e prima dată când cineva spune adevărul. Spune adevărul, vă mulțumim pentru că ne-a spus și dumneavoastră situația reală în calitate de polițist local. Da, vă spun, în 22 de ani n-am avut odată o abatere. Cum să pleci, să fii înlocuit, pur și simplu, pe ce bază? Și bănuiesc că mulți dintre dumneavoastră se tem că nu vor prinde niciun loc la firmele de pază pe care domnul Toma le roagă să vă angajeze. Nu cred că se pune așa problema, că poate prinde, poate nu prinde, poate nici nu vrem să gândim așa ceva. Ar fi o poziție inferioară. Poate dreptatea... Nu e vorba de poziție inferioară, e vorba de dreptate în sine. Da, nu e drept să fiți disponibilizați, la asta vă referiți. Nu e drept pentru că nu se desființează ceva, se vrea înlocuirea noastră cu ceva. Spuneți-mi... V-am spus, siguranța copiilor și a buzoienilor, de ani de zile, nu s-a mai întâmplat un eveniment, am fost felicitați. E adevărat. Și de poliție și de tot. Și atunci... Aș vrea să vă întreb dacă știți că... Dacă simțiți că noul șef al poliției locale, domnul Teodorescu, este de partea dumneavoastră și vă susține, pentru că înțeleg că s-a contestat această hotărâre. Dacă e așa, mulțumim domnului Teodorescu. Poate nici n-ar trebui să mulțumim. Pentru că asta ar trebui să facă. Toți și cei care sunt acum... pe stradă, la ordine, cu toți am fost colegi. Deci avem aceeași pregătire, să știți. Am fost la trageri, verificări periodice. Deci toți am fost colegi. Niciunul n-a făcut altceva în plus față de ceilalți. Da, o să vă rog dacă aveți o altă întrebare pentru domnul Roșioru, vă ascultă. Domnului Roșioru, pe domnul Roșioru, o să-l rog să continue cu atitudinea pe care o are dânsul și nu numai față de poliția locală. Am ascultat aproape toată emisiunea. Asemenea, oameni fac bine Buzoului. Vă mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim și sper să auzim vești bune și de la dumneavoastră și de la colegii dumneavoastră care sunt în aceeași situație. Pentru că până la urmă nimeni nu-și dorește să distrugă familii sau să fie oamenii fără un venit. Dar se încearcă. Sigur, sunt măsuri disperate ale primăriei, ale primarului, pentru că situația, așa cum a declarat dânsul, a fost una dezastruoasă pe care a găsit-o în primărie și probabil că acestea sunt metodele prin care încearcă să readucă totul într-un echilibru. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Vă ascultăm. Alo, sigur, vă ascultăm. V-am zis bună seara, nu știu dacă v-am și răspuns, nu ne-ați auzit dumneavoastră, da.
Mă întreb dacă domnul Borș, domnul Constantin Toma mergea așa de bine la firma dumnealui, pe care a băgat-o în faliment. De ce a mai venit și la primărie? Pentru că l-au ales buzoienii, dacă nu știați, au fost alegeri pe 5 iunie. Au fost, dar eu cu care am vorbit, toți îmi spun că nu l-au ales. Da, acum cei care au fost la vot, dar au fost foarte puțin la vot. Era bine să vorbiți cu cei care au stat acasă. Poate rezultatul era altul. Am fost la vot și am votat. Felicitări! Da. A doua întrebare. A doua problemă. Toată lumea se cramponează că poliția locală, că cei contractuali trebuie să-i dea afară. De ce nu-i face foști gardieni? Fiindcă dumneavoastră au dat examen și au fost angajați ca funcționar public, după care au fost trecuți la contractual. În ce bază au fost trecuți? Și duceți-vă în primărie să vedeți câți din neamul Toșu sunt acolo, fiindcă ei au fost angajați ca poliției comunitari și pe urmă a trecut în primărie. Vedeți că sunt de la poliția comunitară în primărie. Da, chiar ne vom interesa și vom vorbi și cu cei de la poliția locală. Și numele Toșu de câte ori găsiți pe listele de plată. Bun, vă mulțumim și frumos pentru informație. Mai vă întreb ceva. De exemplu, de ce nu se face emisiune cu Urbit să vedeți cât este prețul la o asfaltare? Așa se face în România astăzi. Asfaltezi cu studii de fezabilitate de milioane de euro, iar produsul finit, adică asfaltarea, costă numai 1 milion de euro sau până 4 la 6. O să facem emisiuni și cu Urbisul, am așteptat să se regleze un pic funcția centrală de acolo. Ar trebui să vină, cum îi spune, economiile, nu din niște salarii, la niște amărâți. Trebuie să-i considerăm amărâți, fiindcă au 10 milioane salariu, nu? Da, e adevărat. Vă mulțumim pentru intervenție, vă doresc o seară bună în continuare. Părerile sunt pro și contra, până la urmă ajungem tot la economii și modul în care se fac economiile. Dar această economie nu există, teoretic și faptic, deci nu există. Vedeți dumneavoastră ce spunea și această doamnă de 22 de ani. Gândiți-vă că acolo, mă refer la unitățile de învățământ, știu să lucreze deja cu tinerii, cu elevii. Ați văzut că nu s-a întâmplat, n-a fost niciun caz nefericit, nici o unitate de învățământ, nici în școli, nici în licee, nici la grădinițe. Unii dintre ei sunt părinți, avem și femei și bărbați. La firmele astea de pază, ați văzut, se angajează o categorie de oameni mai tineri, mai sportivi, mai... Eu cred că au fost bine aleși pentru această meserie cei care sunt în unitățile de învățământ. Da, se pare că zvonistica din nou lovește nu numai țara întreagă, ci și Buzăul. Întreabă un telespectator dacă ați auzit ceva despre o asemenea problemă, o să vă rog să-mi spuneți. Este adevărat că domnul Toma, împreună cu consilierii săi, au de gând să mute angajații primăriei pentru a folosi clădirea în alte scopuri? Dacă da, atunci recomand să vă treziți la realitate, pentru că mai mult de niște chioșcuri mutate în piață nu veți face. Nu mai încercați să aduceți bani la buget din tăieri de salarii, atrageți fonduri. Problema e dacă puteți să vă văd la iarnă cum scoateți cămașa cu subvențiile. Ați auzit ceva că angajații din primărie vor fi mutați pentru a se folosi clădirea în alt scop? Nu cred. Care ar fi scopul? Facem un restaurant? Nu s-a auzit așa ceva și cred că pentru administrație clădirea este potrivită și acolo a fost și acolo va rămâne. Nu cred că va putea domnul Toma să facă astfel de lucru și nici consilierii nu sunt de acord cu așa ceva. Sunt zvonuri și rămân ca zvonuri. Noi aici trebuie să gândim și să vorbim lucruri concrete și corecte și să găsim soluții pentru o administrație cât mai bună și mai eficientă. Da, mă ajută un telespectator și spune, domnul Teodorescu nu a contestat în instanță disponibilizarea polițiștilor locali, ci a contestat pe cine ar trebui să răspundă de acel așa zis prejudiciu adus de poliția locală. Săptămâna viitoare vom vorbi și cu domnul Teodorescu în emisiunea noastră și îl vom întreba direct ce măsuri va lua pentru a-și apăra angajații până la urmă. Avem un ultim telefon în această seară. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, mă numesc Ludovic. Bună seara. Am o întrebare pentru invitatul dumneavoastră.
Este adevărat că nu se mai alocă fonduri pentru promovarea sportului buzoian? Este adevărat. Așa. De la primărie nu se mai alocă. Am vrut să nu vorbesc prostii. Dom'le, cum e posibil așa ceva să nu se aloce fonduri pentru sănătatea copiilor? Vă dați seama ce faceți? Deci vă dați seama, putea să disponibilizați oameni, să ne puneți pe fiecare familie, să dăm cu motoră pe stradă, să tăiați fondurile pentru sport. Este imposibil așa ceva. Deci ați tăiat sănătatea copiilor noștri. Eu am 33 de ani și fac sport de mic și am și un job foarte bun și datorită sporturile, să știți că am fost foarte disciplinat și sunt încă. Cum e posibil să faceți așa ceva? Deci dumneavoastră face cel mai rău posibil copiilor. Și cum pariu că 99% din buzoieni sunt de acord cu mine. Bun, este singura problemă pe care vrea să ne o semnalați, da? Singura nemulțumire. Mai care o am cu da. Bun, vă mulțumim. Vă mulțumim pentru intervenție. Da, este păcat să auzim aceste lucruri. Părerea mea și clar, poziția mea este de a finanța sportul buzoian. Este o catastrofă să avem echipă în prima ligă la handbal și să promitem în campanie că o finanțăm și acum să nu ne ținem de cuvânt. Au apărut arieratele între timp și nu mai e legal. Nu, arieratele la 1 iunie au fost achitate. Astea sunt niște scuze și faptul că am găsit o nenorocire în primărie, toți candidații cred că au știut la ce se înhamă și în momentul când s-au înscris, nu i-au obligat nimeni să candideze și să-și ia această responsabilitate. Și în momentul când și-a luat această responsabilitate, trebuie să găsească soluții împreună cu echipa de consilieri să rezolve aceste probleme, chiar dacă sunt o problemă. Când apare, trebuie rezolvată. Nici de cum nu trebuie să ne văităm că ce nenorocire am găsit. Așa cum a fost, a funcționat până în luna mai, trebuie să funcționeze și de aici încolo. Primăriile au un alt gen de a funcționa, nu este un SRL, trebuie să ne organizăm cu toții și să ne punem mintea la contribuție toți consilierii și tot aparatul administrativ. Trebuie să găsim soluții, trebuie să ne întâlnim cât mai des, nu trebuie să luăm decizii pripite și de unii singuri, nu trebuie să ascultăm doar un consilier sau doi și doar atât. Da, e vorba de majoritate aici, dacă tot vorbiți despre voturi și despre pe cine ascultă. Da, și trebuie să găsim și să îi ascultăm pe toți, că toți suntem reprezentanții cetățenilor și toți suntem acolo să aducem un plus în administrație, că noi asta am dorit. Să vorbim despre ceea ce mai spun telespectatorii. Mesajele, așa cum spuneam mai devreme, sunt în majoritate pro, dar avem și mesaje împotrivă. Spune cineva, legea este opțională pentru unii care vor cu toată gura normalitatea. Poliția comunitară plimbă agende la sub braț. Dacă îi soliciți, dau din numeri. Alții din burți. Să fie mulți, dar să fie profesioniști și utili, că nu suntem binefăcători. Asta am și spus. În momentul cu mici excepții și cu cazuri izolate, acolo unde apar, noi cetățenii trebuie să tragem un semnal de alarmă și oamenii care nu mai sunt competenți și nu-și mai fac această datorie, poate din unii sunt bolnavi, poate alții au probleme, trebuie să își găsească o altă slujbă sau să se pensioneze, să intre în șomaj. Nici de cum să-i dăm afară. Altcineva spune, de ce le purtați atât de mult de grijă acestor polițiști locali care nu produc nimic? Cu ani în urmă, zeci de mii de oameni au fost disponibilizați fără să le purtați de grijă, spune telespectatorul. Le-am purtat la toți de grijă și tocmai de-aia am și intrat în această poveste, în acest consiliu local, să găsim soluții și să putem aduce un plus acestei administrații, să putem atrage investitori, să găsim formule de a redeschide aceste întreprinderi și de a angaja oameni. Lucrurile care s-au întâmplat atunci, din păcate, așa au fost făcute. Dacă existau oameni atunci să spună același lucru care îl spun și eu,
poate altfel stăteau lucrurile, dar oamenii au acceptat, au tăcut și iată unde, la ce nenorociri s-au ajuns, să avem un număr foarte mare de șomeri și de oameni plecați în străinătate. Da. Și dacă tot am vorbit despre poliția locală, ne reamintește un telespectator și problemele de la IPJ și întreabă de ce nu sunt polițiști prin cartierele orașului, unde sunt tineri deja cunoscuți că deranjează liniștea locuitorilor în fiecare seară de la orele 19:20 până la orele 24, în cazurile fericite, spun eu. Acestea sunt orele în care nu sunt polițiști pe străzi, sunt 10 cartiere cu 20 de polițiști. Se poate rezolva această situație? Nu se vrea? Cine nu vrea liniștea orașului? O problemă foarte mare, pentru că sunt foarte puțini polițiști la ordine și liniște publică, așa cum sunt puțini polițiști și în structurile celelalte ale IPJ-ului. Și de acolo s-au făcut disponibilizări, pentru că a decis așa Ministerul de interne că sunt prea mulți polițiști și iată că nu mai are cine să vină în cartiere, nu mai are cine să meargă pe străzi, pentru că nu sunt de ajuns la rutieră. De asemenea, sunt puțini și nu putem să avem un polițist în fiecare punct, da, unde este aglomerat. Este un exemplu de acest fapt care ni l-a relatat domnul. Același lucru se întâmplă și dacă dăm acești polițiști locali și acești gardieni afară, vor apărea aceleași probleme. Deci iată ce înseamnă să nu gândești înainte de a lua o decizie. A da afară nu este o soluție. Scap lucrurile de sub mână și de sub control și iată că apar cazuri de genul acesta. Ne apropiem de finalul emisiunii. O să mai citesc un mesaj în legătură cu apelul de mai devreme, în legătură cu sportul, spune un telespectator. Este foarte bine punctat, pentru că și așa copiii stau mai mult pe telefon și tablete. Ar trebui încurajați să iasă din această stare prin sport. Bine, nu era vorba despre sările de sport din școli sau despre cum ar putea copiii să facă sport. Era vorba despre cluburile de handbal și de fotbal. Nici celelalte de volei nu stau chiar foarte bine și acolo nu prea mai sunt bani pentru performanță. Până la urmă, copiii, dacă vor să nu stea cu tableta în mână, pot ieși în fața blocului sau în parcul Crâng sau în parcul Tineretului și pot face mișcare. Trebuie să găsim această finanțare pentru sportul buzoian și pentru orice activitate și pentru cultură și pentru tot ce se poate. V-am spus, sunt atâtea programe și atâtea proiecte europene se pot face și putem atrage fonduri și fonduri guvernamentale. Totul e să punem oamenii la treabă și să găsim acei specialiști să facem aceste lucruri. Și pentru că mai vrea cineva să vă știe părerea în câteva probleme, o să vă citesc și acest mesaj. Întreabă cum e cu închirierea locurilor de parcare. Domnul Roșioru e de acord cu interzicerea parcării de la Grand? Interzicerea nu mai e valabilă. Parcare va fi la Grand. Da, va fi. Ați votat pentru? Da, am votat pentru această parcare. Este parcarea unui local public, unde vin toți buzoienii, pot să vin și eu, orice cetățean din municipiul Buzău poate să aibă acolo un eveniment, poate să fie să aibă o nuntă și nu văd ceva rău în a parca în fața localului și să plătească pentru această parcare. Și referitor la închirierea locurilor de parcare în jurul blocurilor, ce părere aveți? Ar fi posibilă? Eu cred că ar fi posibilă între 19 și 7 dimineața. Noi am mai încercat acest proiect acum un an, acum 2 ani de fapt, când eram în mandatul trecut. O taxă de modică anuală și acel locatar să știe că are un loc de parcare între orele 19 și 7 dimineața. Se poate face foarte simplu. Iar în cursul zilei de la 7 până la ora 19 să parcheze cine vrea. Se poate face foarte simplu, spuneți dumneavoastră. Sigur. Ar fi atât, da, de simplu dacă am avea atâtea locuri de parcare pe câte solicitări vor fi. Acelea care sunt, le facem, le amenajăm. Le împărțim, nu? Le împărțim, vedem câte sunt și mai putem mări acest număr acolo unde se poate.
prin îngustarea trotuarelor, prin știu, spațiile verzi care nu sunt amenajate. Ați văzut, sunt fel de fel de cașcarabete, de garaje din spuneți acestea. Că din spațiile verzi ar trebui să facem parcări? Nu, din cele care nu sunt amenajate și care sunt într-o stare deplorabilă. Le-ați văzut și dumneavoastră cum arată, sau acolo unde sunt garaje. Eu cred că acele garaje nu și-au rostul. Sau am văzut fiecare pe lângă bloc, ați văzut, au apărut fel de fel de construcții care n-au nicio eficiență decât pentru un apartament. În cazul în care va fi dată o astfel de hotărâre cu concesionarea locurilor de parcare, vom afla atunci și modalitatea prin care va putea fi aplicată o astfel de decizie. Domnule Roșioru, vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc și dumneavoastră și vă mai așteptăm cu drag. Și ori de câte ori sunt chemat, voi veni și eu voi sta de vorbă cu buzoieni. Vă mulțumim, o seară frumoasă în continuare. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează jurnalul Campus TV. Vă doresc o seară bună. La revedere!